на Сстиматте доня стимат дом драчкучитта ценень азресоввым парта куды мнелі страформ Каменрыжы раза тот маймут шені привезпеттоц Информція кар ін influenци за преентул ностру ынка майму луциза ви ностру Вентру при дата сунтан Роде кандидату аледжер

Modul în care guvernarea actuală fraudează alegerile este un act de trădare de țară și de uzurpare de putere. Președinte Maia Sandu, care este obligată să apere drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, folosește direct, insistent și neascuns toată puterea care a primit-o de la oameni pentru a ne amăgi, pentru a ne limita drepturile și libertățile și pentru a ne supune. Дларкуатаrespontatя Маясанdu, нефуре аледжля. Им просулекекторал ден доми дози па парati мистерилишеституці guverнулului, șiтуаты путеря парламентui. Он прочеvoекторал suntтемплікате СIS, Чня, поя, Кися екторала члы, консилиų аудиvizuаui, банка націлы. Și practic toate instituțiile media din Republica Moldova, cu foarte mici excepții. Sub băncii naționale a Moldovei, băncile comerciale împiedică încasarea surselor de la persoanele care donează, sub pretextul că verifică legalitatea banilor. Cu toate că acești bani vin din sistemul bancar al Uniunii Europene, de parcă în UE s-a produs frauda bancară și nu în Moldova. Pe când doamna Sandu era membru al guvernului și era informată de ne-a despre furtul de la Banca de Economie. Maia Sandu a anulat prezumția nevinovăției și consideră vinovați toți oamenii care susțin oponenții ei. Doamna Sandu, nu vreți să discutăm acest subiect deschis, față, față în față, în ochii oamenilor. SIS mă spionează și agenții lor își informează șefii despre fiecare pas al meu și al colegilor mei. La cererea SIS, poliția telefonează și cheamă la discuții oamenii care cooperează cu echipa mea. Le acordă întrebarea Iurea și îi tratează ca pe oameni care au încălcat legea, așa încât oamenii încep să se teamă să se implice în campania electorală. Maya Sandu vrea să câștige alegerile prin frică și oamenii în uniforme plătiți din banii publici ca să ne apere inclusiv de abuzurile Maia Sandu o ajută pe Maia Sandu să ne asuprească. Doamna Sandu, nu vreți să discutăm acest lucru față în față, în ochii tuturor. O altă sculă în fraudarea alegerilor este armată de așa numite instituții media care o servesc pe Maia Sandu. Aceste instituții au uitat de misiunea de a servi oamenii, de a informa oamenii despre lucrurile care guvernanțe le ascund și despre cazurile când guvernanțe încalcă normele legale și morale. Aceste instituții media nu văd cum echipa Maia Sandu fură miliarde. Nu văd achizițiile publice fără licitații publice și nu o întreabă pe doamna Sandu de ce le admite. Aceste instituții media nu văd creșterile nesimțite a salariilor miniștrilor și deputaților în timp ce toată țara sărăcește și nu o întreabă pe Maia Sandu cum ea permite aceste lucruri. Aceste instituții medie nu văd plecarea oamenilor din țară cu viteză de 230.000 de oameni în doar ultimii trei ani și nu întreabă pe Maia Sandu ce a făcut pentru acești oameni ca ei să rămână în țară. Aceste instituții medie nu văd plecarea companiilor vestice din Moldova și pierderea a mii locuri de muncă și nu întreabă pe Maia Sandu ce a făcut ca să-i oprească. чести институции медиа ну в протестили фермерилор шинон трябаимаясанду диченну еем фаце фермерилор шину в медиалтинниемцирь Штрадель али гувернаримайсанду Ински а чести институци медиа ввет отдамна директор делчеv, Ка сусценнипаня. într-o zi de duminică și care am trecut a fost partea altor echipe și așa numitele instituții media ale mai Sandu fac legătură între mine și nu mai știu cine. Eu aș vrea să mă adresez la acești foști colegi ai mei, să le spun stimați colegi, dar nu pot și totuși mă adresez. Nu vă este rușine că ați devenit scule, mute, și oarbe în mâinile unei guvernări hoațe. Sunt convinsă că și voi trăiți cea mai mare dezamăgire, doar că încă n-aveți curajul să o recunoașteți. Nu vă e rușine să serviți guvernare care vă folosește, fix ca guvernările trecute. Voi atunci ați luptat, acum tăceți. Nu vă este rușine că această guvernare vă folosește pentru a calomnia și a umili oamenii care muncesc zi de zi. Voi atacați oameni care spre disubirii de guvernanți cu adevărat muncesc și sunt utili societății moldovei. E vorba de oameni simpli, nu de cei de la putere, pe care ar trebui să fie concentrată toată atenția voastră. Doamnă Sandu, mă adresez la dumneavoastră, nu vreți să discutăm toate aceste lucruri? фацамфаца noки де прифатулку at субордоннат практик туата медден пуку Модова ашакуын 2 5 имп поня приладпланюкку дискмасан проче деfrauудаяло suntнд коия лекktorлы централы ше консил аудивіzuал Кisя лекекторала centralала формата деомнасанdu Каяша затакол шапti мебридиннова шаптя динова Acei șapte membri o să fidel pe Maia Sandu și calcă toate legile și normele care împiedică. Ei au acceptat referendumul simultan cu alegerile prezidențiale, prezidențiale. și nu observă cum Maia Sandu își face campanie personală din banii publici și folosind toate instituțiile de stat. Și nu doar de stat. O grămadă de unii lucrează pentru această campanie. De fapt, e campania mai sandu. Чекно обсерва филосиия сутиди машин али гуверналы, али парламенталы ше пришеденсиен компания де проваря персонала амай санду. Ено обсервакама санду али кидат преа де оппозия шакум екзсте doар преа кар сережштыпе доам на санndu. Авен преа Карезилник продуче сути дештир сутяде тилр кумая санndu și депре оппозиция фи тача фитуарна мурдыии пес опозиция Не мик май мут. pur și simplu porniți televizoarele în fiecare seară și veți vedea acest lucru. Avem cei care nu e deranjat de dominarea absolută mediatică a președinției și de campania intensă de promovare a Maia Sandu, care durează, de fapt, deja de 2 ani. Avem Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a împărțit realitatea noastră în două părți distincte. În informații pozitive despre Maia Sandu și în propaganda lui Putin. Consiliul audiovizual afirmă că orice critică adresată mai Sandu este propaganda rusească. Iar tonele de laude false adresate mai Sandu nu e propaganda minciunoasă produsă de către președinția mai Sandu. A spune că echipa mai Sandu fură înseamnă a răspândi propagandă, propaganda rusească. Chiar dacă echipa Sandu într-adevăr fură mult și zilnic. Doamna Sandu, Ну вред са дискутем публик им о фацам фацем президентция четатен диспре пропаганда уяскоше пропаганда думнявастра Хадием прина се экзаменем чиимайму там одежде четацени молдови думнявастра сапуттин Ифирмку таата серётатя Ма санду дежа араудат аледжереледенциаля ЯНфурат дребтулдележ În calitate mea de cetățean, doamna Sandu, în calitatea mea de cetățean, eu vă acuz de uzurparea puterii, de limitarea drepturilor și libertăților oamenilor și de fraudarea alegerilor. Vă cer să ieșiți la o dezbatere publică în cadrul căreia să răspundeți la toate întrebările legate de implicarea în procesele electorale a instituțiilor care trebuie să ne apere drepturile și libertățile. Dar aceste instituții sunt acum folosite în interesul dumneavoastră, favorizând doar un singur candidat pe dumneavoastră. Sunteți obligate să ieșiți la această dezbatere publică. Asta nu e despre ce vreți sau ce vă place. E obligațiunea dumneavoastră. Așa spuneați acum patru ani când erați în opoziție. Dumneavoastră vă ascundeți de oameni și fiți sigură, oamenii simt asta, oamenii văd asta, oamenii nu sunt proști. Noi simțim și minciună și lășitate dumneavoastră. Doamna Sandu, să nu credeți că rezultatele alegerilor fraudate obraznic de către dumneavoastră vă vor aduce încă un mandat. Pregătiți vă răspundeți la toată nemulțumirea și supărarea oamenilor și toate trucurile dumneavoastră murdare nu vor mai funcționa. Asta deja se simte. Acum eu mă adresez partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. Excelență! Fiți partenerii Republicii Moldova, dar nu ai mai sando. Noi nu suntem orbi și vedem totul. Noi credem că Uniunea Europeană e mai dreaptă și mai cinstită decât Maia Sandu. Și nu credem că dumneavoastră vreți să credem altfel. Alegerile vor trece. Și Maia Sandu va trece. Contează cu ce impresie reciprocă vom rămâne după această etapă plină de provocări. Și mă adresez concurenților electorali. Stimați candidați înregistrați, precum și cei care nu au fost înregistrați. Fără îndoială, vedeți că alegerile sunt fraudate. Acum deja puțin contează cifrele, pentru că ele nu reflectă rezultatul unei campanii cinstite, libere și democratice. Așa cum noi toți speram că va fi de acum încolo, acum patru ani, când făceam schimbarea. Acum contează viitorul Republicii Moldova și cât de pregătiți suntem să ne unim efortul парепl ноstruявиун парурмайчинстит șiмайлібер менчуно манипулая Упорку майлин де коректтитудинешония У паркурын кария пашим униц шим приуно конструем vi пекакутоци мерцуме Да сигуро. declarație de avere pe care este depus-o la Comisia Electorală Centrală, locuiți într-un apartament de 176 metri pătrați, asupra cărui aveți drept de uz. Deci nu sunteți proprietar. Cine este proprietarul acestui apartament? Vă interesează exact numele de document sau ce? Eu nu înțeleg. Vrem să cunoaștem dacă la nu, nu închiriază. Asta este cadoul la bunicii nipotului meu pentru, nipot, pentru copilul meu. Eu... eu înțeleg. Eu cred că, știți, eu cred că atunci când părinții sau bunei decid că vor să facă un cadou pentru copil, documentele și semnăturile pe aceste documente mai puțin contează. Pentru copii rămân copii pe toată viața. Sper eu că așa se întâmplă în familie normală și sper eu că familia mea este normală. Copilul meu are dreptul asupra acestui apartament și noi trăim acolo. Eu m-aș bucura foarte mult, foarte mult. Dacă redacția dumneavoastră частпан адресын осингурбарка де конкурент екторал Он регистррат конформ леі конформ конституции адреса макар орібарілег де программу миектораленнявастрафе каш мажотя мед на пуку Модова внтересдуар дефатулунди троєsk куче машинаю чиркул кушечепартсіня чефелдиженпорт Тотика чести лукру ну интересаўын йлу тамам потрівалуй плохотнюок Аункан јлутам потріва маесандо пиева интересаза до raста да кредита дакавицеши, ціші... afară, de aici. Veți merge prin teritoriu împreună cu echipa noastră acum și veți asculta pe ei, credeți-mă, pe ei ultimul lucru interesează ce spun eu, în ce apartament eu trăiesc sau cu ce mașină circul. Pe ei interesează că eu le spun adevărul pe care ei nu-l aud de la televizoarele voastre, înțelegeți? Eu m-aș bucura foarte mult să facem și un interviu cu dumneavoastră, nu doar o singură întrebare la o conferință de presă, la un briefing. Vă mulțumesc pentru interes. Eu aș vrea să discutăm despre programul meu, despre oferta mea, despre faptul de care este cauza adevărată a principalelor probleme cu care noi astăzi ne ciocnim. Plecarea masivă a oamenilor, depopularea țării, îmbătrânirea, îmbătrânirea Republicii Moldova, каделе драматика ноталитеций Шку мно путем solва частия проблеме. Тдумвастра ну интерес за челукрва интереса за Нче апартаментЮтраеск тре апартамент кашетата луме слава домлу каму детраі ум simple апартамент нукаелашаку васдор часлурунявастра Шнукрка суб'ектулаку амакузату підом на sandду де уз зурпаі путерінстаткрка част проблемаєсці мултмай мажоры шымутмай реалы пентруестол сенілар дано апартаменту каіе троскцумес Vreau să vă întreb un lucru. Ați analizat toate donațiile tuturor candidaților la funcție de președinte sau doar ale mele? Spuneți-mi, vă rog, un pensionar care, potrivit legii, potrivit codul electoral, potrivit Constituției Republicii Moldova, are dreptul să depună o, o donație, de ce nu poate să o facă? Și dacă o face, dumneavoastră vă interesați doar pentru că el o face în falemorari care este critică față de Maia Sandu. интерес палусан есть интерес я ценалікутенся туati дона ей сану вотсадка part пас шааясанду не междучит Ату чемайбанінду при се на компания екторлі вас интересат de факттулка стар келто сути европе компания кор чик референдум дадифапіссці компания пентрумайсанду п'рі интересва пенсисіо аркаі легал профин протяжа пенсисімер умкі меўосвичі премінністоубліі моллдовасыннуа мамая сыннумера бунікамі суну буне купил уме тот плафелка шретулну ыжна